Dacă vrei să cumperi FIFA 21 la un preț super fain, îți recomand site-ul ozone.ro, unde ai extra 5% reducere dacă folosești codul OVI la checkout. Linkul către promoție îl găsești în descriere. Ceva băieții și bine ați venit la primul episod din FIFA 21 Draft spre glorie, băieți! Înainte să dăm drumul la distracții la nebunie, hai să apăsăm butonul de like. Câte like-uri credeți că merită acest prim episod? Pentru, nu știu, al patrulea an consecutiv facem această serie pe canal. Este seria care primește și cele mai multe episoade. Rar pun alt conținut, deoarece este super, super, super fun în FIFA să faci aceste drafturi. FIFA 21 a sosit, băieți, ne jucăm pe EA Access. Am deschis pachetele de la Starter Pack de pe acest cont și de acolo, după ce am văzut absolut tot, avem fix 15.000 de coins. Să intrăm într-un draft, sper eu să facem profit și să continuăm această super, 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 super serie. Nu uitați, băieți, că aveți 10% reducere cu codul OVI la checkout pe argol.com/ro. Articole sportive și casual, lifestyle, găsiți acolo de cea mai bună calitate. Hai, băieți, să vedem primul draftuleț! O, 4-2-3-1, 4-3-3, 4-2-2-2 și vă zic ceva, mă duc pe un 4-2-2-2, e începutul jocului, avem nevoie de doi atacanți, să vedem cum merge toată treaba. 4-2-2 și primul capitan! Ce să faci că... Sergio Ramos cu Shadow! Eu pe Ramos, Bobby Firmino nu mă încântă, Leva nu pot să zic neapărat că mă... Hai să luăm pe Sergio Ramos, fundășel cu Shadow, construim de aici, fundaș dreapta, un Carvajal ceva. Ok, Italia, Spania 1. O să fie foarte, foarte important să ne și obișnuim cu gameplay-ul acum. Havertz, Coutinho, Bruno Fernandes și Isco. Păi dacă am început așa, hai să continuăm tot la fel cu Isco, cu La Liga. 3 spanioli în primul draft din FIFA 21 și continuăm tot la fel cu Sergio Busquets. 4 spanioli! 4 spanioli și acum clasica, nimeni nimic, o viță cu poza. N-am văzut niciodată 4 spanioli. Cel puțin nu la început de sezon. Dar de ce ai blitzul dat drumul, Oviță? De ce ai blitzul dat drumul? Hai să facem poza, pam, aia e super. Hai să terminăm partea asta. Striker acolo, poate Benzema, volan Gamei. Băi, l-aș lua pe Angel. Na, îl iau, fiți atenți, îl iau pe spaniolul acesta. Doar pentru a avea 5 spanioli la început aici. Extraordinar, incredibil, n-am văzut așa ceva până acum. Și acum, hai să începem cu cealaltă parte a echipei. Jose Font, inform, ok, Diego Carlos, facem La Liga, complet, hai pe CDM. Valverde poate, să vedem și noi Valverde? Nu, vedem și de aici, ni s-a cam dus un pic. Ce avem, Polonia, Norvegia, Canada, Franța și iarăși Polonia. Din punct de vedere al naționalității, un brazilian nu văd nimic. Iar Liga, Italia 1. Hai să luăm totuși pe Veretul ăsta. Să mă duc puțin aici. Nu, hai să terminăm echipa. Terminăm și vedem acolo de la Super Sub cum putem să completăm totul. Hei. Fii atent. Martial. Benzema merge blană și n-am ce să mai fac, ce atâtea discuții, al pe Benzema e și francez, ce te mai gândești? Asta e, m-am dus pentru chemistry în acest prim draft. Ziyech, Oscar Gomez. Coutinho la Barcelona, da. Gomez, dar nu pot, nu vreau să ratez pe acest, Gomez ăsta arată bombiță. 4-4, Bruno Fernandes, 4-4. Să-l iau pe Gomez ăsta, îl voi lua pe Gomez de data aceasta. Face aici chemistry, nu de tot, dar vedem noi pe parcurs ce se va întâmpla. Poate îl jucăm Super Sub Reguilon de la Real Madrid, deși el e plecat la Tottenham. Chilwell, Crisito, Rose, Bertrand. Aici merge bine și facem oare o schimbare, ia să vedem. Așa frumos, pa-pa-pam. Portar, cine, Courtois, Thibaut. Nu e Thibaut.
totuși avem din Spania unul pe Aitor. Hai să mergem cu Aitor. Suntem în full cam, deși avem 3 jucători off cam. Hai să începem de la portar direct, deoarece deja avem linia de fund stabilită. Nu mă când deci a picat acolo. Ia ce avem aici? Nelson Semedo. Ok, Germania, Anglia, Italia, Germania, Germania. 92, poate super sub. Quadrado ăsta, interesant și el, dar totuși Nelson Semedo. Zic eu, un picuț mai bun pentru poziția de fundaș dreapta și tot mă rogă cu Quadrado ăsta. De ce tot insisti cu Quadrado? Are 5, 5 la skill moves. Poți să-l joc right attacking midfielder pe Vigonetta, pe viteză acolo, Bellerin, Miranda, Vertonghen. Ia să vedem așa, pentru că nu prea avem acolo viteză cu Isco. Valbuena, João Mario, Arambari, Ibora. Ibora, 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 tu ai merge acolo CDM, dar mi-l iei pe Gomez de tot. Grecia, Italia 1, João Mario, Spania 1, Ibora. Ai merge, merge, ce ai mai merge aici, ești blana o total. Așa, e, tă, e echipă full Spania, în afară de Diego Carlos. Și Benzema, da, și în afară și de Benzema. Alessandrini, ui, un hidden gem aici, 4 cu 4. Finishing shot, power player traits, outside foot shot. Bun, bun, fii atent. Ce mai avem? Mexic, Anglia, Turcia și Ucraina. Iau pe Alessandrini. În continuare, Marco Asensio. Mane, merge pe super sub. Blană, nici nu stau pe gânduri. Nici nu stau pe gânduri. Mane acolo. Icardi, Lozano, Eden Hazard. Alt jucător care va intra din postura de super sub cu siguranță în echipă. Nu stăm la discuții acolo. Eden Hazard, poate un Messi, un Ronaldo? Ah, not really. Un 75. Curios de cât o să fie overall rating-ul la acest draft. 81. David Neres, fii atent. Ăsta l-am un starter pe celălalt, pe celălalt cont, pe contul de Road to Glory. 5 stele la skill moves. Oi, 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 oi. Ia vino tu aici la mine. Într-adevăr, poți să vii aici Hazard. Nu stă el în chemie și sunt 3, dar restul iau 10. Gomez oricum va ieși 100%. Fii atent ce aș prefera să fac. Preferam să joc așa, să stea băieții mei în full. Mamă, dar am fundat și mijlocași și centrali. 37-42 la pace. Au, 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 au. Următorul, Weiser Adams. How am I goalkeeper? Nimic. Hai să luăm un highest rated. 2 jucători rămași. Avem, avem cu super sub echipă bună. Thauvin Mbabu. La, la. Mbabu, fii atent, cred că Mbabu merge, merge ca CDM totuși Mbabu. În locul lui Ibora, 30 ceva la pace, nu mă încântă. Mukiele, Suleimani, Pablo, Sarabia și Grealish. Ha, 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 ha. Iau pe Mukiele și, sincer, o să las echipa așa. Voi veni în schimb cu câteva mici completări după minutul 1. Trebuie să mă gândesc clar care o să fie acele mici completări. Iese oare Quadrado din schemă? De fapt, cred că este Alessandrini, deoarece avem deja Mane, Hazard și Gomez, jucători care vor intra pe partea ofensivă. Aici aș vrea să schimb, știi? Isco... poate îl joc pe Isco la mijlocul cu Cam in attack, nu stay forward. Și vedem pe atac aici... Ia stai puțin, fii atent. După minutul 1, cum o văd eu? Cum o văd eu? Trebuie să am... Dau șansă lui Benzema. Totuși are 89, dar 74 pace. Poate e bun la shooting, deși nu... e bun la shooting, dar cam atât. Gomez ăsta trebuie neapărat să fie în față. Fii atent. Cred că joc cu piticii ăștia așa. Cu piticii. Frumos. Da, am deja schimbările făcute. Și trebuie să rămân cu Isco. Cam... Da, cred că așa voi juca. Uite, mi-l tot arată. Vezi că e... A, ce interesant. Mi-l arată aici... Ies așa abur din el, să zic. Îmi spune că ar trebui să-l scot. Hai să facem echipa pentru chemistry și rezolvăm după aceea totul. CF. Încât stă Hazard în 3, asta e o problemă. Asta era problema cu el. Suntem 3-9, nu, aici în 10 Benzema. Poate las, nu e în 10 de fapt, poate las pe Benzema. Ok, echipa arată
Binișor, binișor, hai să vedem managerul. Premier League, așa cred că suntem în 10. Bun, băieți, deci primul draft, un 184 cu Mane, Ramos, Busquets cu Eden Hazard, Karim Benzema, o echipă alcătuită predominant de din spanioli sau jucători din La Liga. Primul meci, băieți, 16 MS, oh, 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 oh. Ia să vedem ce echipă are adversarul. Joacă off-camp pe Messi, Bakambu, De Bruyne, Goretzka e off-camp total. 75 chemistry. Oh, i-a picat și un icon cu shadow chiar. Carles Puyol, Mendy pe stânga. Apărarea e foarte bună. Așa m-am decis la echipă, băieți. Isco-l cobor la mijloc cu Busquets, Mane pe dreapta, Gomez, Benzema, Hazard în față. Hai să vedem ranul ăsta lui Benzema. Frumos. Toarcem bine. Am uitat, cred că să pun controlul pe ecran. Acum este moviț. Am uitat să-l pun, sorry băieți, stai să ne iau, nu vreau să iau gol din asta, stai mă. N-am luat? Nu? E bine. Ok, controlul e pus pe ecran. Frumos. Pasa pare a fi bună. Comenz în care 1-0, primul gol din FIFA 21, draft spre glorie, este marcat de Gomez, Alejandro Gomez. Dacă nu mă știu, da, Alejandro, de la Atalanta. Bă, că s-a băgat și pe high pressure, ok. Hai să te văd, hai Isco. Hai cu pasa aia bună, bravo. Frumos! Și din prima am încercat cu Eden Hazard. Foarte, foarte, foarte frumoasă combinația. Hai Hazard, un finish shot de la distanță. Care trece peste poartă, din păcate. Frumoasă pasă acolo cu el lui Gomez. Încă o pasă frumoasă, Gomez în care eu. Scos-o portarul foarte bine. Iar Ramos. Hai să te văd. Ok, interesant la corner, se pare că ar funcționa un pic mai bine decât în FIFA 20. Benzema, la lung, în blocaj, băi, penalti, ia să vedem la penalti ce facem. Începem penaltiul. Hai Ramos, să te văd. A stat pe centru. Frumos se întoarce Benzema cu agile dribbling-ul. Hazard, la scurt! Eden Hazard face 2-0! După acțiune foarte, 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 foarte frumoasă. Benzema se întoarce și mai aveam timp grămadă acolo. Mai aveam foarte mult timp să fac ceva, a fost greșeala mea. Ok, se pare că portarii nu mai ies la fel de agresiv la cornere. Oh, penalti ăla, bro. E penalti clar. Na, bro, na, stai liniștit, nu-ți face griji. Nu-ți face griji că nu mai te deam încă o dată pe centru. Mamă, cum e agile dribbling-ul ăla, cum l-am făcut stânga-dreapta și Benzema scrie cu un finish shot, 4-0. Isco, minunăție de șut, 5-0, 5 goluri în prima repriză. Frumos, Gomez! Peste poartă, m-a trădat șutul aici.
dragback simplu, Benzema în blocaj, mai trebuie să mai aștept puțin. A, l-a dat, l-a dat acolo 5-1, dar e târziu, e târziu. Oh, Benzema, puternicul Benzema. Ball după ball, spectacol Karim Benzema, nu mai are vlagă la ultimul șut. Busquets? Serios? Busquets! 6-1, cum a intrat Busquets acolo pe pe culoarul liber și poc, facem 6-1. Karim the Dream, Karim the Dream, 7-1. Nu e la Gil, dar băi, dă la poartă foarte bine. Oh, văd că se dă în marea parte a timpului, un minut, am văzut și prima repriză un minut. FIFA 20 parcă erau 2 minute, ok, victorie în primul meci. Următorul adversar, ok, 4-4-2, are Maneane, Van den Beek la mijloc. În atac Martial, bun Martial, Hakimi pe dreapta, viteză foarte bună, Koulibaly mereu un fundaș bun, Alisson în poartă, o echipă bunicică, depinde și ce super saburare. Hai Gomez, e bună? Nu rata Gomez, hai mă Gomez, nu rata. Nu, nu, Koke, nu greși, uff. Mi-am aduc aminte că am voie să fac mai multe skill move-uri acum. Ok. Foarte frumos aici. Hai Gomez. Of, tot în blocaj, mă. Se mă scoate din nou portar. Am avut ocazii, dar nu vrea să intre. Hai Gomez. Wow, cum a scos Alisson. Superb shoot, Karim, the dream, ce shoot acolo, 1-1. Gomez cu golul, 2-1, hai băieții. Benzema face 3-1, Karim, the dream. Frumos, Gomez, ăla-i mă băieți, 4-1. Hei, hei, super, super revenire. Și era aici cu băieți. 4-2-2-2, ok, KDB, mijlocul bun în Didi cu Fabinho, Lautaro. Ok, hai să vedem. Toarce, bravo. Mane, mo, ce bine a luat-o Thibaut Courtois. Gomez, super atacul. Gomez, 1-0. Hai băieți. Mane cu o acțiune incredibilă, Sadio Mane, 2-0, hai atenție, atenție, atenție. Benzema reușește pasa? E super bună pasa. Încă una.
Super atacul! 3-0 facem! Ce pas a dat Benzema! Și era ieșit, băieți. Mergem în marea finală. Oh, 4-3-2-1 cu Mane. Ești nebun! Trio incredibil în față! Wow! Bobby Firmino cu Mane și cu Salah. Mane cu golul! Un pic de noroc am avut acolo, într-adevăr! Foarte dificilă această finală, adversarul foarte bun și el. Ia-l bine, Busquets, bravo! Gomez! Gomez! 2-0! Ce atac! Minunat! Nu așa, mă, of. Nu așa dintr-o respingere. Of, 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 of. M-a prins aici. Da. Asta e, băieți. Bravo, frumos, frumos, bravo, frumos. Da, asta e meciul. GG. Poate, poate, încă o șansă, ia să vedem. Oh, agățat. Agățat. Ăsta e meci. Foarte, foarte, foarte apropiat. Da, o să facă time play acum la sfârșit. Ok, GG. N-a fost să fie victorie, băieți, în primul draft, dar eu zic că ne-am comportat foarte, foarte bine. Am sperat până la final în victorie, în final. Hai să vedem și ce ne rezervă aceste pachete. Interesant. Hai să vedem cu Gold Player Tag la început. Nu cred că e nimic. Trebuie să-mi trezesc, dau seama când e walkout. Trebuie să mă obișnuiesc. Știu că e ceva cu liniile din stânga, dar nu sunt obișnuit încă. Trimitem totul în club. O să listăm, vedem ce se vinde, ce nu se vinde. Jumbo Gold Pack. Jumbo Gold Pack. S-au prins toate trei în stânga, deci nu e nici acum walkout. Cred că asta e șmecheria. E Bordeaux, mijlocaș central argentinian de la Al-Shabab. Banega, de 83. Ok, bine venit în club. Bine venit în club. Adama Traore și Ndombele, stai mă puțin. Ăștia n-ar trebui să fie... Și Adama e scump, cred. Bravo, mă. Bun, făcut profit bun de tot în draftul ăsta. Bun, și mai avem un Rare Gold Pack. Super! Hai să vedem. Băi, cred că e... Sau n-am văzut eu bine? Portar Navas? Da, m-am văzut bine cu alea 3 în stânga. Walkout în primul nostru draft. Super, 87. Facem profit meseriaș în primul nostru draft. Bine, mă, bine de tot. Aia e. Vela Guaita, cât e Navas? Cred că am făcut profit bun de tot. 10.000, bun. 10.000 cu ce mai luăm din partea aia, facem 30, 40, 50.000. Un profit de 35-40.000 este super tare, băieți. Nu uita să apeși butonul de like. Dacă abia aștept să vezi următorul episod din seria Draft spre Glorie, vă pup o viță și ne vedem în episodul următor. Pa, pa!